nu există o rețetă unică, valabilă pentru orice economie din lume afectată de criză. Criza evoluează diferit în funcție de componenta locală, de gradul de industrializare și jumătate de parte. Sigur că măsurile anticriză pe care guvernul le-a luat și le-a luat într-un fel destul de greu, pentru că și guvernul funcționează greu, să explicăm puțin despre ce vorba, se referă la două lucruri importante, și anume, pe de-o parte, ieșirea în criză, guvernul face ceva anume, prin acțiunile administrative sau propunerile legislative pe care guvernul le produce, și doi, măsuri administrative în sine, da? De intervenție în economie. Și doi, prin măsuri legislative luate de guvern prin asumarea răspunderii de data asta, sau de parlament care să vină în întâmpinarea măsurilor anticrize.